Salutare dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi discutăm despre monetăria Perth din Australia. Raportează recordul tuturor timpurilor pentru uncii vândute ca monede de aur și lingouri bătute. Dacă îți plac și ție metale prețioase, dă și tu un like la acest video. Dacă nu-ți plac metalele prețioase, atunci nu mai da niciun fel de like. Văd că aveți obiceiul să vă uitați, dar nu dați și voi un like acolo. <laughs> În fine. Dacă ești nou pe acest canal, abonează-te din interes pentru o viață de succes, să faci parte din comunitatea noastră. Și linkul către acest articol îl vei găsi la descrierea acestui videoclip. Bun, deci monetăria pers raportează recordul tuturor timpurilor pentru uncii vândute ca monede de aur și lingouri bătute. E, în primul rând, să vedem de când este monetăria. Din 1899 este monetăria. Asta înseamnă 123 de ani. Deci, în cei 123 de ani, în 2022, este recordul tuturor timpurilor. În cei 123 de ani de activitate. De aur, da? Bun. Monetăria Pers a vândut un record de 183.102 uncii de aur sub formă de produs bătut în octombrie și 1.995.350 de uncii de argint sub formă de produs bătut în cursul lunii. Deținerile totale de aur ale monetării Pers au scăzut cu 0,69%, deținerile de argint au scăzut cu 0,98% în cursul lunii. Deținerile ATP ASXPM Gold listate în permit, au scăzut de asemenea în această lună cu 0,55%. Aurul a început în octombrie la puțin sub 1660 de dolari pe uncie. Acțiunea prețurilor a fost în teritoriu pozitiv ca urmare a datelor slabe de la Institutul SUA de management al aprovizionării, cu mici consolidări ale dolarului american și ale randamentului obligațiunilor. Drept mare. aurul a atins un maxim de 3 săptămâni la 1726 de dolari pe încei la începutul lunii. Cu toate acestea, raliul a fost de scurtă durată, cu perspectiva unor creștere agresive ale ratelor din partea Rezervei Federale, care continuă să îngrijoreze piața, Odată cu forța relativă a dolarului american și randamentele în creștere, metalul prețios a căzut într-un model de tranzacționare între 1675 de dolari și 1620 de dolari, închizându-se luna la 1633 de dolari. Investitorii locali au observat un model de tranzacționare similar cu aurul în dolarii australieni, care s-a încheiat luna cu puțin peste 2569 de monede australiene de dolarul australian de la 19 dolari pe unce la începutul lunii argintul a încheiat luna octombrie puțin înainte la 19,14 dolari la nivel local o unce de argint valora în jur de 29,67 de dolari australieni la sfârșitul lunii rata aur-argint s-a încheiat în octombrie la 85 <coughs> Produse bătute. Monetăria Pers a vândut 183.102 unci de aur și 1.995.350 unci de argint sub formă de produs bătut în cursul lunii octombrie. Tabelul de mai jos evidențiază modul în care aceste cifre se compară cu vânzările înregistrate cu o lună, trei luni și un an în urmă și cu vânzările medii lunare care datează de la jumătatea anului 2012. aur 183.102 uncii, luna curentă, pe o lună la aur este plus 107%, la argint este minus 23%, pe 3 luni 131% la aur, la argint minus 19%, pe un an este 206% la argint 48% și medie pe termen lung 252 lauri la și 92% la argint. Vânzările de aur și argint, vândute ca monede și lingouri, bătute, uncii 3 și modificare la sută relative la perioada anterioară, uncii 3 de aur și argint vândute ca monede și lingouri bătute, octombrie 2019-octombrie 2022 și aurul este cu o culoare deschisă, în schimb argintul este cu o culoare închisă. Și se vede la argint că are obiceiul să fie peste aur în general. Directorul general Minted Products, Neil Vance, a identificat sfârșitul lunii septembrie drept începutul unei cereri semnificative crescute pentru produse de linguri de aur australiene. Sporul a continuat pe tot parcursul lunii octombrie, rezultând cea mai bună lună înregistrată pentru numărul de muncii vândute în format de monede și baton bătut, adică lingou. Cererea clienților din SUA și Germania a fost incredibil de puternică, deci SUA și Germania au comandat pentru o eficiență maximă, unitatea de producție a monetării este în prezent concentrată pe trei dintre cele mai populare linii de producție. Australia în canguru de o uncie și de un sfert de uncie monede de aur și lingouri bătute de o uncie. Între timp, produsele de lingouri de argint au înregistrat încă o lună extrem de puternică. Neil Vance raportând că cererea în gro a reprezentat din nou producția totală a lunii de monede de argint. Monetăria din Pers produce și comercializează programul australian de monede din metale prețioase și lingouri bătute. De încredere în întreaga lume pentru puritatea și greutatea lor, monedele includ lansări anuale ale renumitelor serii australian Kangaroo, cucabura, Koala și Lunar. Depozitul monetăriei Pers. Deținerile totale de aur din Depozitorii au scăzut cu 0,69%, în timp ce dețirile de argint au scăzut cu 0,98% în octombrie. Comparativ cu 12 luni în urmă, dețirile de aur au scăzut cu 2,05%, în timp ce argintul a crescut cu 0,3%. Previnând înapoi la octombrie 2019, dețirile de aur au crescut cu aproximativ 24% și argint cu 16%, cu creșterea puternică evidentă în graficul de mai jos. Da. Depozitarul permis le permite clienților să investească în aur, argint și platină. Monetaria perz depozitând acest metal în seifurile sale de gradul băncii centrale. Opera printr-un portal online securizat, un cont online de depozit permite investitorilor să cumpere, să stocheze și să vândă metalul 24 din 7. Perth Mint Gold Deținerile totale de Perth Mint Gold au scăzut în luna octombrie cu 1396 de uncii, adică minus 0,55%. Acest lucru aduce dețineri totale din PM Gold la 250.847 de muncii, adică 7,80 de tone. <coughs> Modificarea lunară a uncilor 3 deținute de clienții din Perchmin Gold din octombrie 2019 până octombrie 2022. Da, mă, culoarea deschisă este pentru uncile care părăsesc uh, PM gold și uh, pardon, culoarea închisă, culoarea deschisă este prețul aurului. Da. Păi când scade prețul e normal să PM Gold în unci. Este culoarea închisă. Left axis. A, ah, da. Left înseamnă stânga, dar înseamnă și părăsit. Bun, hai să mergem mai departe. Valoarea totală a deținilor PM Gold la sfârșitul lunii octombrie a fost de 644 de milioane de dolari australieni. Prețul aurului tranzacționându-se cu puțin peste 2569 de dolari australieni pe uncie. Da, deci ideea este că în 123 de ani de activitate, în 2022 este recordul tuturor timpurilor pentru uncii vândute de aur și lingouri. Pentru aur, în principiu. Bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru viață de succes, vă pup și aveți grijă de voi!